Hai că știu că vă era dor, că n-am mai reacționat de mult la copii contrapăriți și bineînțeles vă era dor și de această rezoluție de 240p, mie mi-a fost super greu să cu sunetul, sper să nu fie iar probleme, dar dacă aveți probleme cu sunetul, nu știu, băgați căști, scoateți căști, scoateți, că la astea se întâmplă chestii și nu-mi dau seama de ce, că eu când, la mine e ok, doar după ce le pun pe YouTube cu astea copii contrapărinți și câteva emisiuni de la Național pățesc să fie dubios cu sunetul. Uneori sunt probleme, alteori nu sunt. Nu știu când sunt și când nu sunt, dar ziceam ca și chestie. No bun, hai să dăm mare, mare like și să trecem la treabă. Mhm. Mhm. Da, ai mei au fost foarte, au avut un șoc când le-am zis pentru prima dată că a fost greu. Mhm. No, dă-i pace că la mine în clasă tăți eram. Deci tăți eram, efectiv, era nebunie. Că mie mi-a fost super ușor să găsesc. Deci eu m-am însurat numai așa ca să creadă lumea că nu știu ce, că e, da, vă zic, nu, deci eu sunt super. Păi stai un pic, ok, lăsăm gluma asta la o parte, că e, am glumit până acum, dar dacă unul din 10 e, practic, asta înseamnă că în fiecare clasă sunt 3, deci eu dacă mă duc, deci adolescenția devine adulți, nu? Deci eu dacă mă plimb acum, să zic, mă duc în bloc. Deci câte, deci 4 apartamente, câte 3, 4 ori 3, 12 ori. Deci eu trebuie să am cel puțin 5 vecini homosexuali. Cam asta ar veni calculul meu așa rapid, nu? Nu există așa ceva, deci nu există. Ia să vedem. Alex, și este homosexual? Mă așteptam. Ok. Ok. Deci e nu e homosexual absolut deloc, joacă foarte prost rolul. Dacă o zici și pe aia cu o fotografie face câte 1000 de cuvinte, cum mai tot văd, deci tâmpesc. Eu nu mai pot cu clișeele. Nu mai, aici am stau. Îmi vine să vomiți acus că de-a mâncat azi dimineață. Mhm. Așa-s bărbați, în general. Hopa! Așa rău se vede. Cu bărbații cred că are el o problemă, acolo e. Aha. Uh-huh. Ce nebun ești, mă! Ce nebun ești! Super! Da, de ce? De oricum nu înțeleg din pozele alea nimic, că nu se vede bine. Mhm. Mhm. Și până la urmă e femeie, înțelegi și ea cum e să-ți placă bărbații, ce tătă.
Dar de ce se ferește atât de mult de chestii concrete? Că se tot învârte așa pe lângă subiect. Zi tată în față care, că până la urmă ce contează? Opa! Și are față de comunist. Și are față. De, uitați-vă la el, bă, băiatule, deci ai impresia că a participat la, nu numai la revoluția asta din 89, a participat și la războiul ăla civil din secolul 19 din Statele Unite, adică... E țărancă? Nu se spală? Deci îi miroase fundul, domnule, îi miroase fundul, că e, deci nu vă vine să credeți. Ca într-o fată. Da. Ok. Deci... în primul rând că mi-ar plăcea, dar ok. Mi-ar plăcea un pic de... După exprimarea aia, am impresia că i-ar plăcea un pic de altceva. Care e evident deja că ne-a zis că îi place altceva, dar e... Vorbește normal când vorbești normal și când vrei altceva, zici altceva, dar nu mai, că mi le combin și mi-amesteci gândurile în cap. Acum. Deci acolo, aia a fost problema în familie, că s-au amestecat la naștere. Cine asta? Magicianul Robert Tudor, fii atent, măi. Stai, scuze, am derulat prea mult. E un pic mai bătrân, deci ăsta zici că dacă Neamărin a făcut, nu, tatăl lui Neamărin a făcut un copil împreună cu tatăl magicianului lui Robert Tudor, care e așa, e, bine, dacă era și cu, mai erau și două femei și în fine și după aia s-au amestecat și au făcut o simbioză ca, dacă ați văzut Star Wars și așa, e, ăsta era. Da, stai un pic, cum adică Adelul tatăl, el lasă-l ușor, dar ce-l testează aici sau care-i faza? Da, man, e, nu, asta mi se pare absolut penibil, adică l-au chemat să-l umilească, deci sunt ultima speță de țărani. Adică, sincer, mi se pare că anumite chestii la copii se declanșează de multe ori, nu tot timpul, dar și din cauza unor părinți stâmpiți care se comportă și își umilesc copiii. Adică, îi doare stomacul. Dacă pot să vorbească frumos, să se comporte frumos cu el și să-l respecte, adică, sincer... Ce e o prostie? Nu, că adevărul e că berea este un alcool, o nebunie de alcool. Eu beau bere, dar e... Ce mare, adică e... Dacă stai să te gândești așa, e o mizerie că e amară, e... Bine, îmi place, dar e... nu-i cine știe ce... Să forțezi așa copilul ca să ce? În loc să te bucuri că nu devine vreun alcoolic... Și ce bine a ajuns un dita mai țăranu prost la vârsta lui, super, deci, mhm.
Dar, bă, ce mizerie asta? Deci, nu la asta se rezumă a fi bărbat, să ai femei, să bei bere și să te uiți la televizor să-ți placă fotbalul. Mie îmi place fotbalul, dar nu sunt genul de bărbat care știe să repare ceva dacă se strică ceva sau să schimbe o roată la mașină. Îmi place și berea, dar cred că fiecare suntem diferiți, man. Adică lăsați oamenii să fie cum vor ei. Asta stă la baza vieții. Da, la ea nu e o problemă, că, deci la el e o problemă că nu se comportă cum ar trebui să se comporte un bărbat. Da, la ea nu e o problemă că nu se comportă cum ar trebui să se comporte o femeie. Adică e, cu siguranță n-ar trebui să se comporte la fel de urât și cu ea cum se comportă cu el, dar de ce au dublă măsură? Deci imediat să vezi că mi se ia de ăsta, că nu știe să danseze hora la hora duminicală, nu știe să facă așa, să ăsta și nu știe toți pași. Fii atent, că e, mi se pare că deja văd un pattern așa. Mi s-a făcut o poftă de semințe acum. Bă, băiatul pare super ok și super răbdător. Adică mi se pare că i-a suportat extrem de mult. Eu l-aș fi zis, bă, pe bune, lăsați-mă în pace cu prostiile astea, vedeți-vă de ale voastre și să fiți sănătoși. Vedeți, am împrumutat din chestia asta, din mitocănia tatălui ei, că o jignește un pic pe femeie că gătește, adică, ființă inferioară ce ești, tu gătești. Dacă se mărită. Eu așteptam de mult să zică cineva ca să pot, că am zis să nu încep eu primul cu gluma, dar e... Na, adică pe lângă că e masculin așa, e un pic mai durdulie și eu am pus pe mine, adică să ne înțelegem. Un gras are voie să se ia de alt gras, da? Deci e... I-a zis-o frumos, de la bere, că ce să... Opa!
Iertați-mă, dar mi se pare că genul ăsta de părinte abuziv, care cred că și bate copiii sau ceva, ar trebui să stea la închisoare sau ceva, sau nu la închisoare, dar nu știu, să... în protecția martorilor undeva, adică să fie departe de ai lui, pentru că e, man, e super toxic și traumatizant să trăiești cu așa ceva. Copiii ăștia n-au nicio vină! Ăla-i singurul vinovat! Aha! Ia uzi! Nu, ai tot o fată și un băiat, iartă-mă că zic, ai efectiv o fată și un băiat, dar invers, gen, sau... Tot el e de vină, nu pot să cred așa ceva. Băi, eu sunt încă în stare de șoc cât de idiot e omul ăla. Și știi ce e cel mai trist? Că din comedie s-a transformat în dramă episodul ăsta, pentru că sunt atât de multe familii unde bărbatul e efectiv un idiot ca ăla. Dar asta nu te face tată. E normal că nu le faci o favoare a lor tăi că îi întreții. E normal să muncești pentru familia ta, și ca bărbat și ca femeie, fiecare cu ce poate și cât poate. Ei nu-ți sunt datori cu nimic. Adică e serios. Fii atent că mi-ți-l bate! Fii atent că mi-ți-l bate! Deci, atât de bine joacă rolul încât e foarte multă tensiune în corpul meu acum, adică e... Omul ăsta e... Ar merita să calce pe un Lego. Bă, da, e... Mie milă de asta, adică el e cu super mult bun simț și super ok educat, adică nu merită să... Ia! Acum se ia și de ăsta la alt. Ia! În loc să-ți lași și tu mustață, să porți și tu un maiu din ăla pătat, așa, să statuiești tu ceva aici, să pari mai bărbat, măi!
E incredibil cât de redus, bă, cât de redus și cât de limitat e tatăl acesta. E efectiv cel mai mare dobitoc. Bă, du-te, bă, odată! Du-te, bă, odată! Du-te, mă, și... Vezi ce se întâmplă când ești bătrân la tâmpit, o iei razna, devii senil și te plictisești și încă, da, dacă nu mergi la muncă sau asta, știi? Uite, uite cum ajungi, așa ajungi. Bine, oameni buni, hai că ne oprim aici, că deja e, m-a plictisit și m-a obosit acest bătrân. Rămâne să vedem aventurile lui Alex în următoarele episoade, să vedem... Cum se descurcă cu nebunul ăsta și cu tâmpiția aia de prin familie, că nu mai maică să apare ok. Mulțumesc tare mult! Like, share, subscribe și ne vedem data viitoare. Pentru alte sugestii, vă aștept pe Instagram, pe Discord, aveți în descriere chestii. Vă descurcați numai bine! Feels like